România pierde anual aproximativ $1 miliard din cauza faptului că nu procesează întreaga cantitate de floarea soarelui. Suntem, atenție, prima țară, deci chiar înaintea Franței, care recoltăm cel mai mult. Avem 1,3 milioane de hectare pe care le recoltăm și producem anual 3,5 milioane de tone de floarea soarelui. În Spania, se pare că uleiul s-a raționalizat. Deci specializați pe căpșuri mai mult. Își doresc, nu mai puțin. Și atunci spaniolul, văzând că românul, din păcate, nu reușește să proceseze tot pentru țara sa, vine și ea de la noi. Probabil e și un lucru bun că vin bani la bugetul de stat. Dar mult mai mulți bani ar fi venit dacă am fi reușit să procesăm, mai ales în această perioadă de criză, pentru că acești bani ar fi putut fi folosiți, iată, de exemplu, pentru plata sau pentru compensarea facturilor la energie și gaz electric. Și asta ar fi fost o soluție. Trebuie să ne uităm foarte bine în curtea noastră și să vedem ce oportunități avem ca să ne ajutăm noi singuri mai întâi, înainte să cerem ajutor de la alții. De acord, domnul Tudor, dar să nu uităm că am avut-o pe doamna care ați înscăunat-o, o mare șefă la Bruxelles. Da, pe Chioveși, care a distrus capitalul românesc. N-am înscăunat-o eu, domnule Pop, rog să mă scuzați, n-am înscăunat-o eu. Nu, eu vorbesc Bruxelles, da? Care a distrus tot capitalul românesc, toate societățile, IMM-urile, fabricuțele care erau, da? S-a dus peste ele și le-a terminat, ca să poată să devină, să devină România o țară exportatoare și doar să consumăm. Nu să producem. Asta am făcut Chioveșii în epoca ei frumoasă. Consumăm ce e produs cu materia primă de la noi. Asta de la e noi. Și ce e mai prost. Da.